În ziua de marți, 17 august, în zona Troianu, la ieșire din oraș, a avut loc un accident în care au fost implicate 3 mașini. În urma producerii accidentului, traficul a fost restricționat. Polițiștii rutieri din Vâlcea au intervenit în urma unui eveniment rutier în care au fost implicate 3 auto pe strada calei lui Traian, DN64, intersecție cu DN67. Conform spuselor unui șofer implicat în accident, cauza principală este nerespectarea regulilor de prioritate în intersecții coordonate de semafor. Am plecat de la semafor, am așteptat, după ce a trecut din sub primul cu remorca. Eu pe banda, el pe banda întâi, eu pe banda a doua. A trecut dânsul cu mașina și cel cu de arat avea trecut pe roșu, i-a izbit remorca, a aruncat-o direct în mașină la peste noi. În urma producerii accidentului, un copil a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma impactului a rezultat vătămarea unui copil care ulterior a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Din primele verificări a fost rănit ușor. Polițiștii vor efectua cercetări în cauză pentru a se stabili cu exactitate situația de fapt.